Necazul s-a abătut asupra localnicilor din Apostolache. Deși aceștia se mândresc cu unul dintre cei mai productivi ani agricoli, totuși nu se pot bucura de culturile lor din cauza mistreților. 50 de familii s-au trezit peste noapte cu recolta de pe terenurile agricole cultivate cu porumb, distruse de porcii mistreți. Pe parcelele agricole situate între Cricovul Sărat și zona Ursoaia, recoltele sunt distruse în proporție de 70%. Într-o noapte, la ora 10, m-a anunțat vecinul că au intrat porcii mistreți aici. Și când am venit, am găsit ceea ce se vede aici, cu ștuleții care erau deja formați pentru fier sau pentru copt. Ceea ce mai vedeți acum prin împrejurim pe aici nu erau încă cost, pentru că porcul știe să simtă și să dea cu râtul înainte de a-l culca porumbul jos. Au distrus aproape tot. Da, mi-a distrus cam 70% din producție. Am crezut că el a furat. Zic, fură lumea, zic că să-l fiarbă, să-l ia. Și când colo poți. Cred că sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți, foarte mulți. Că ne-a distrus toate culturile. Și aproape de casă, și pe deal, peste tot. Oamenii au început să-și păzească terenurile cum pot mai bine. Am adus un bec în mijlocul tarlalii, îl aprind în fiecare seară până dimineață, ceea ce vedeți aici. La anul, dacă mai pun înapoi porumb, cred că o să aduc și un aparat de radio, că porcii o să sperie. Dacă... Cu ani în urmă, aceste animale au intrat pe terenurile de cetățenilor, distrugându-le recoltele, dar în mare parte, anul acesta, au venit chiar în sat. Chiar în sat și au distrus, da, pentru că ei trebuia să apere fondul de vânătoare, să limiteze intravilanul localității, să nu lase animale prezentând un pericol și pentru cetățeni. Pentru a se feri de necazuri, proprietarii de terenuri au obligația de a păzi recoltele și de a face dovadă că au asigurat paza lanurilor. Dacă proprietarul și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin conform legii pentru paza acestor culturi, și gestionarul fondului de vânătoare care gestionează fondul de vânătoare din zonă n-a făcut-o, gestionarul fondului de vânătoare este obligat să-i plătească contravaloarea pagubelor. Însă dacă proprietarul și-a îndeplinit obligațiile ce-i revin, atunci e clar, nu mai poate fi despăgubit. Dacă speciile care produc aceste pagube sunt specii strict protejate, atunci aceste pagube se pot suporta chiar de la bugetul de stat. Până când situația se va rezolva, oamenii încearcă să protejeze ce a mai rămas din recolte cum pot mai bine, așa că seara de seară aceștia stau la pândă pentru a speria mistreții de pe pământurile lor.